Au fost la un pas să moară înghețați în plină vară, au plecat într-o drumeție pe o creastă de lângă Bâlea Lac, la peste 2200 de metri altitudine, numai că în vârf, în loc de vară, au avut parte de viscol și temperaturi negative. Salvamontiștii au găsit în șoc hipotermic, dar i-au coborât în siguranță la poalele muntelui. Iarna din toiul verii a prins pe picior greșit pe cei patru cehi. Alpiniști experimentați au urcat pe munte cu haine subțiri, convinși că nu vor avea probleme. La cota 2200 însă i-a lovit viscolul. Au sunat după ajutor, iar salvamontiștii au plecat după ei. Un câine special antrenat le-a deschis calea. Cota 2000 de pitești de recepție. Deși abia puteau vedea din cauza viscolului, au reușit să găsească corturile în care se dăposteau alpiniștii. Era un șoc hipotermic și dacă salvamontiștii ar mai fi întârziat, probabil i-ar fi găsit morți. Salvatorii au ajutat pe turiști să strângă lucrurile și apoi au pornit împreună și în indian către cabană. Hai, lupu, hai, băiatu. Alei să păstreze un pic de distanță între ei. După 3 ore și jumătate au reușit să-i ducă pe turiștii cehi la loc sigur. S-au adăpostit la refugiul Salvamont Argeș de la cota 2000. Iar de dimineață au pornit către poalele muntelui. Etnobotanicele i-au luat...